Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, Viziune, Citire pe Foaie. Mă bucur că sunteți din nou alături de mine, mulțumesc pentru sprijin. Am să vă fac acum etalarea generală pe foaie pentru luna septembrie 2024. Și după această etalare veți primi și pentru doamnele căsătorite și inițialele și bineînțeles a fost cerut și paharul cu apă. Da, eu în general sunt foarte ocupată, dar încerc să le cuprind. Iar acum pot doar să vă spun că voi face pe foaie citirea generală pentru luna septembrie. Și dacă vă place și considerați că rezonați cu stilul meu, vă puteți abona în continuare. Este gratuit, apăsând butonul de abonare și clopoțelul. Vă spun dinainte că poate nu aveți răbdare să stați până la sfârșit. O lună minunată, să avem o lună minunată, prosperă și sănătate, liniște și să nu ne lipsească nimic, să ne rezolvăm problemele și tot ce vă doriți. Bun. Încă ceva. Nu uitați că este o citire generală și pentru domni și pentru doamne. Și puteți viziona de asemenea, dacă nu ați reușit, și foaia pe zodii, pe luna septembrie, da? Bun, haideți să începem. Deci, luna septembrie începe cu o graniță, cu o barieră între dumneavoastră și o persoană, indiferent de ce gen sunteți, nu contează, da? Este ca și cum ați pus barieră sau puneți stop între voi și o persoană, deși era stop de mult. Probabil că acum, în sufletul vostru, aveți hotărârea aia de plină că nu veți mai primi persoana înapoi sau nu o veți mai căuta niciodată, că relația este terminată de mult, da? Bun, în altă ordine de idei, urmează o ascensiune pentru unii dintre dumneavoastră, o ascensiune. Este și o ascensiune, ori veți lucra mai bine, ori veți învăța mai bine, mai mult. Cred că veți lucra mai mult în luna septembrie. O ascensiune în sensul că veți fi mai buni în ceva, la servicii, la școală, la examene, da? Pentru că nu văd banii lângă. Deci, ceea ce înseamnă, mă duce cu gândul că nu o să vi se mărească salariul atât de repede, la începutul acestei luni, să zic, da? Dar multă muncă va fi și mult de învățat și mult, mult, mult. Multă treabă acasă, mult, nu știu, poate vă puneți murături, faceți curățenie generală de toamnă, habar nu am, dar este ceva mult, da? Și cam știți, cam bănuiți. După aceea, aici cine are probleme cu ovarele sau cu uterul, careva dintre voi va face o operație aici, dar scăpați, adică se oprește acolo, da? Aici o să faceți o intervenție chirurgicală, să știți, în luna septembrie. Nu este nimic nou, doar că vă veți hotărâ. Dar, din nou, mă repet, rămâne acolo. Dacă aveți chist, nu mai apare. Dacă aveți probleme cu ovarele, cu uterul, nu mai, adică nu avansează nimic, se oprește acolo. Hotărârea este bună. Hotărârea pe care o luați. Alminter, vă spuneam, vă puteți să scăpați și cu homeopate sau ceva, da? Dar aici este intervenție. Bun, nu vreau să intru în detaliu, că poate lumea nu are chef să asculte, dar atâta trebuie să rețineți că vă va fi bine. Mai ales dacă sunteți cu inițiala de M, de N, de R, de O, de L. Iar plângea aia mică. Cred că e vreo asta părăsită pe jos.
După aceea, cineva aici pe dragoste îmi cade așa, o dragoste M și I, veți face pereche. M, da, M și I. M-ul nu sunteți prea hotărâți așa, da? Nu prea sunteți hotărâți, dar pe de altă parte, parcă aveți nevoie și de afecțiune și mai mult, nu că sunteți disperați sau disperate după această persoană, dar aveți nevoie de afecțiune și atunci e ca și cum hai să nu să încercăm, da? Dar veți forma un cuplu pentru 4 luni sau pentru 4 ani cel puțin, da? Aici voi știți care cum sunteți și mai văd de asemenea un cuplu foarte bine. Totuși este bine sudat sau se va suda mai bine dacă te cheamă, dacă el e Daniel și tu Dana sau Dumitra și Denis, habar nu am. Deci o chestie de asta, dacă vă numiți amândoi cu litera D. Dar aici s-ar putea să mă și înșel un pic. Poate aveți numele de familie cu litera D. Și atunci se sudează ceva, în orice caz, da? Urmează ceva de bine, dar tot zic că e și pentru cei care aveți, vă numiți ambii parteneri, prenumele cu inițiala de D va fi bine. Dacă sunteți cu litera F. Vreau să aveți un pic grijă la cervicală, la coloană, la cervicală. Aveți niște probleme aici, bineînțeles că se știe și pe din afară că vor coborâ durerile, dar dacă vreți să știți ceva la cervicală, aveți o problemă. Așa, acum văd că cineva își face o casă sau își construiește ceva pe un teren, dar fix în mijloc. Adică pierdeți atâta teren pe lângă casă, de jur împrejur. Nu știu, se face chestia asta că văd o casă. Deci vă ridicați o căsuță fix pe mijlocul unui teren. Cei care fac chestia asta, nu veți rămâne aici. O construiți, nu știu ce faceți, cât veți sta, dar eu vă spun că la un moment dat nu o să mai aveți, dar eu nu vorbesc de o lună, două, trei sau neapărat luna septembrie, eu vorbesc de viitor, da? O construiți, dar n-apucați să stați în ea. Ce faceți, nu mai voi, știți, nu vreau să vă bag de acum în cap prostii, că o să divorțați, că faceți partaj, că nu vreau să fac o poveste de genul ăsta. Cert este că acolo se întâmplă ceva la cei care își construiesc o căsuță fix în mijlocul, pe mijlocul terenului, da? Ca să știți. Fiți cu ochii în patru pe parteneri, fiți cu ochii în patru pe bani, pentru că nu e obligatoriu să aveți o despărțire, poate fi obligatoriu însă să o terminați, să rămâneți fără bani sau să se întâmple altceva și atunci să fiți nevoiți să vindeți. De această construcție este cineva cu litera A foarte bine legat sau împământenit acolo. Este vorba despre cineva cu litera A. Sau aveți așa ceva careva și poate chiar vreți să vindeți. Deci cineva cu litera A. Da? Pentru că sunteți ca și cum vă aparține. Ori e de la mamă, de la tată sau terenul sau ceva vă aparține. Este al vostru. Da? Sau de la soț, sau. Dar aici este clar, ori vindeți, ori nu rămâneți prea mult timp. Sau nu veți locui acolo. Aici inițiala de L. Deci, încă o dată, luați în considerare că nu trebuie să fiți toți. Aici nu văd bine la L. Deci, la inițiala de L, pe de-o parte,
Văd că vă veți simți un pic mai prost pe sănătate. Sunteți și supărați în casă, în familie, pentru cineva. Nu este obligatoriu să fie un bărbat, da? Poate să fie o mamă, un tată. Aveți aici o... Veți fi foarte suciți în luna septembrie. Aveți o suferință a unor persoane dragi. Și nici voi din cauza asta nu vă veți simți foarte bine. După aceea, care aveți părul creț, nu contează că sunteți bărbați, femei, și mai ales dacă sunteți cu litera R, văd foarte bine aici un creț, ondulat, na. Văd foarte bine o literă de R și un I, poate fi Ricardo, Ricarda... Veți sta spate în spate cu o literă de C, da? Deci se pare că în luna septembrie, la un moment dat, vă veți certa, pentru că vor ieși flăcări, văd aici, și veți fi spate în spate. Vă spun, chiar dacă vă despărțiți sau vă certați sau vă separați sau ce vreți voi, nu este definitivă. Veți rămâne în cercul energetic amândoi, al amândurora, da? Deci o să mai duce sau vă veți împăca. Litera V, aveți o îndoială, de asemenea, pentru cineva cu litera L, nu sunteți mulțumiți, aveți niște îndoiele aici. De asemenea, cine stă la munte sau vede muntele sau aveți munte, vă uitați pe geam și vedeți muntele sau în spatele casei, mai bine zis, nu știu cum să zic, parcă în spate ceva, adică nu vedeți munte, doar pe o parte, așa, nu știu cum să zic. Deci cei care i-am numit și cei care au așa o casă, aveți niște îndoieli cu niște persoane cu care trăiți voi, da? Cu care sunteți împreună. Pot să spun că cineva are o boală la picioare sau un diabet sau ceva care are picioarele umflate. Dar v-am spus V și L sau cineva care vede muntele din spatele casei sau de pe un geam din spate, cumva. Aici sunt niște probleme de sănătate mai grave, dar, de exemplu, la litera L, da, care are probleme cu picioarele, și aveți legătură și cu un V, nume sau prenume, sau poate sunteți chiar voi cu litera L, da? Totuși vreau să spun și să cred că veți avea o înălțare, pentru că văd înălțarea asta ca și cum acea persoană o să se facă mai bine, dar nu neapărat că va mai trăi foarte mult. Sau voi vă faceți bine, dar mai sunt ani de zile, da? Nu intrați în panică, doar că aici e o problemă gravă cu picioarele. Toți care stați într-un oraș cu litera B sau B sau țară, să știți că în luna septembrie veți semna acte, veți avea servici, vă veți lua un servici, că văd aici cineva care se și angajează. Și cu cineva cu litera G, nume sau prenume, veți avea o reușită. Dar văd un lanț de lucruri care se succed la voi, toți cei care stați într-un oraș sau țară cu litera B. Nu știu, vă aliniați. Vă aliniați, da, vă echilibrați. Vă veți rezolva niște probleme vechi. Mai ales dacă e și cineva cu litera G în toată povestea asta, parcă primiți niște bani care așteptați de mult de la inițiala de G. De asemenea, dacă aveți de-a face și cu o literă de E, de asemenea, cineva vă ajută să vă rezolvați anumite probleme, în orice caz foarte bine, foarte bine cade, foarte bine. Vă veți echilibra și la un moment dat veți urca dintr-o dată, adică
Eu zic că e ceva de care nu știți sau nu vă așteptați. Cineva vine cu o propunere către voi și aș avea rugămintea să o luați, să faceți această schimbare, da? Bun, cine este la mare, că văd valuri, sau cine este în acest moment la mare? Băi, vedeți că aveți o oboseală cronică, trebuie să dormiți, mai mult sau să vă odihniți. Pur și simplu îmi cade un somn sau poate într-adevăr nu dormiți foarte bine și atunci trebuie să faceți ceva, să vă trebuie odihnă, da? Vă trebuie foarte multă odihnă. Am aici un voal pe cap pentru o literă de I. Da? Aici e un pic de o combinație. Nu sunteți neapărat pe destin, deci I-ul, că ești femeie, că ești bărbat, da? Nu contează. Te văd cu cineva cu un voal sau pe tine, doamnă, cu voal pe cap. Sau voalul nu trebuie neapărat să fie o căsătorie, poate fi o relație, doar că vreau să-ți spun că sunt aici niște încurcături, niște noduri, deci cineva v-a făcut ceva, pentru că nici n-ați fi fost neapărat pe soartă sau pe destin, dar totuși aveți niște noduri. Aici trebuie să dezlegați ceva. Oraș cu litera M din M. M. Oraș cu litera M. Dar nu e în România. Nu e în România, că treceți niște ape. Deci cei care stați într-un oraș cu litera M sau țară, să zic, treceți niște ape. Treceți niște ape. Asta acum nu înseamnă neapărat că treceți o graniță, deci treceți niște ape. Ați făcut, da, nu, asta este, ați făcut rugăciuni, ați făcut dezlegări, v-ați rugat, ați fost pe undeva, oriunde, pe la biserici care fac minuni, poate ați fost plecați prin Grecia sau în România sau pe oriunde și v-ați rugat și ați lăsat bacatiste, ați lăsat ceva, deci treceți peste ape, vă curățați. Ca să vă spun un lucru pe care nu-l știați, probabil și majoritatea nu cred că-l știu. Este bine să zbori cu avionul peste ape, peste oceane. Este mai ales bine să treci de pe un mal cu un mal pe celălalt, măcar cu barca, dar să nu vă întoarceți pe același drum, da? Doar să treceți peste cu barca. Vă curățați de farmece, de blesteme, da? Aici asta văd. Cine stă într-un oraș cu litera M sau într-o țară, și v-ați rugat, că văd aici, că ați stat în genunchi, v-ați rugat, ați lăsat acatiste, ce ați făcut voi, așa, văd că vă curățați, deci treceți niște ape, scăpați de niște probleme la ceea ce v-ați rugat, să știți că o să vă iasă. Cine are, sau dacă sunteți voi, un bărbat cu nasul ascuțit, cu fața ascuțită, cu bărbia ascuțită, înăltuț, slăbuț, da? Dacă îl recunoașteți. Cred aici că acest bărbat se va hotărâ. Dacă sunteți voi așa, după semnalmente, deci slăbuț și prelung la față sau cu nasul mare sau cu bărbia ascuțită, da? Dacă vă recunoașteți sau aveți așa un bărbat, să știți că această persoană va lua o hotărâre bună pentru că ține o lebădă de mână. Asta înseamnă că o să se hotărească poate să fie și copilul vostru, da? Poate fi. Ține o lebădă de mână. Asta înseamnă că se va îndrăgosti, că își găsește dragostea. Sau dacă sunteți cu el căsătorită, de exemplu, sau voi sunteți însurați, rămâneți, dacă e bărbat e mai periculos, dacă tu mă asculți și ești bărbat, înseamnă că îți cauți
dragostea în altă parte. Dar dacă voi îl aveți pe acest om în casă, lebăda sunteți voi. Deci e ca și cum o să-și dea seama că vă iubește mai mult sau că v-a găsit sau că v-a întâlnit în final, da? Foarte frumos aici. Bărbatul nu arată foarte bine, vă spun sincer, doar că e frumos că se îndrăgostește de voi, e frumos că văd dragoste aici, da? Și va lua această hotărâre în final. Deci probabil că prea hotărât nu este, poate nici nu stați cu el în casă totuși, da? Aveți o îndoială pentru niște bani, dar eu zic, fiți atenți, astăzi e tot sâmbătă, da? Am să pun video pentru mâine dimineață, pentru duminică dimineață, că de-abia ce am pus pentru săptămâna viitoare cărțile. Deci vreau să vă spun un singur lucru, luni vă cad bani. Și luni și luni, de două ori pe luni. Da? Deci și luni care vine și cealaltă zi de luni, da? Din săptămâna cealaltă. Vă vor veni bani. Primii bani de luni se pare că nu se puteți să-i puneți deoparte. Acum, luni marți, da? Da, a doua parte de bani care vă vine luni, să știți că o să o puneți deoparte sau o să faceți ceva foarte important cu ea. Pe prima o cheltuiți, nu știu pe ce, că le puneți capăt. Zici că de-abia îi aștept să vină ca să-i termin, deci îi anihilezi. În altă ordine de idei, cineva își cumpără, iar văd, vorbesc serios, acum văd mașină de cafea neagră sau maro închis sau ceva și puteți râde de mine, dar pe cuvântul meu, dacă voi nu vă cumpărați fier de călcat săptămâna asta sau stație de călcat sau ceva cu care călcați, pe cuvântul meu de onoare, da? Hai să vedem ce mai este. Inițiala de a, nume sau prenume, vă faceți o gen cazemată. Asta ce înseamnă când iese așa? Că vă puneți la adăpost, că vă cumpărați casă, că vă închiriați, că terminați cu un credit. Sau dacă ați făcut vreun credit în luna august, să știți că veți reuși să-l plătiți, să-l achitați, da? E ca și cum ați luat o hotărâre și în luna septembrie vă puneți la adăpost, v-ați închis în voi. Asta pe de o parte, pe de altă parte poate simțiți nevoia să vă ascundeți, să vă retrageți, da? Se poate întâmpla și chestia asta. Dar tot vă spun că veți avea o mare stabilitate din luna septembrie, pentru că totuși vă văd puse sau puși la adăpost, da? Toți care sunteți cu litera A, nume sau prenume, văd că faceți ceva bun pentru voi, pentru viitorul vostru. Nu mai știu, cade o literă de Z aici, care sunteți cu Z. Sunteți un pic tot de o literă de N mai mult din secret. Sunteți un pic, deci cu N-ul nu veți fi. Sau nu o să rămână lângă voi, dar nu e vorba doar de dragoste. Poate aveți un copil cu litera N, un partener, un ceva, o persoană cu litera N. Dacă aveți o persoană cu litera N care e foarte bolnavă, urmează să vă separați de acest N, da? Dar nu de copil, deci în sensul ăsta. Vreau să spun, deci copilul va face drumuri dacă e copil. Dacă e o persoană mai în vârstă și la pat și așa, se pare că nu o să mai... Dar, în orice caz, ce vreau să-ți spun? Z-ule. Z. Z. Da? Ești un pic încurcat acum. Un pic debusolată. Sau vei fi în următoarea perioadă. Un pic debusolată, înduită. Nu-ți mai vine să crezi nimic. Nu mai știi ce să crezi. Eu te-aș sfătui aici să dai tot la o parte. Și pur și simplu să nu-ți mai faci gânduri, să-ți faci curățenie, da? După ce îți vei curăța aceste energii negative și vei rămâne curat, curată, și asta poate să dureze 2 luni, 3, 4, 5, 6, până la 6 luni, dar abia pe urmă te vei liniști cu adevărat și ai să iei hotărâri foarte bune în viața ta și vei avea o încoronare.
nu știu, ori poate pur și simplu trebuie să fii mai credincios sau credincioasă. Hai să văd ce mai pot să zic. Sau ce mai iese, de fapt. Aoleu, văd aici pe cineva iarăși cu o construcție, dar nu ascuțită, pe rotund. Sau vă faceți un gard care la poartă, poarta, poate e pe rotund, vă faceți ceva. Iar construiți ceva aici. O cupolă. Poate construiți sau mergeți, intrați undeva ca un fel de cupolă, undeva la musulmani sau ceva. Dar din țara aia, indiferent unde, dacă veți intra într-o cupolă, ca la musulmani, în orice țară, nu contează. Sau și aici, în România, da? Că și noi avem. Nu știu, vă ridicați. Veți avea nu știu, zici că vi se întâmplă ceva de bine. Acum, nu știu cu ce veniți de acolo, dar veniți cu o energie bună în orice caz. Și nu trebuie să vă schimbați, cum să zic, pur și simplu poate intrați din curiozitate, poate intrați să vă rugați. Eu, de exemplu, la mine nu contează că e biserică ortodoxă, catolică, că sunt musulman, că sunt... Dacă simt eu nevoia să fac ceva și să nu îngenunchez în mijlocul străzii, să se uite lumea la mine și să mă ia de nebună, intru oriunde, da? Așa și la voi, veți intra oriunde și veți ieși cu o bucurie aici. Deci, ceva se întâmplă de bine, parcă ieșiți cu o lumină, parcă veți simți că plutiți, poate chiar s-a și întâmplat chestia asta, da? Dar în orice caz e ceva de bine și dacă vedeți așa ceva sau puteți sau simțiți nevoia, să o faceți, da? Nu știu, mi-a căzut aici albastru, deci cei care purtați culoarea albastru, probabil că e o culoare bună pentru luna septembrie, habar nu am. Văd S și Ș aici, S, Ș, M, V, de asemenea vă schimbați o semnătură, faceți aici niște acte, aici sunt niște acte pe care le veți face în luna septembrie. Veți afla, aveți două procese, careva dintre voi are două procese, văd că unul mai stă pe loc sau mai întârzie, dar unul îl câștigați. În altă ordine de idei, o să auziți de cineva care se spânzură sau se sinucide, mă iertați, da, n-am ce să fac, da, așa. Dar dacă v-a ieșit, înseamnă că e vecin, e prieten, e cunoștință. Sau rămâneți foarte îngândurați, să zic. Sau veți avea șoc. În trei puncte se întâmplă, maxim 3 luni, chestia asta. Văd aici... Nu mai știu, trebuie să faceți multă mișcare unii dintre voi, mai ales dacă sunteți cu litera T cu I. Văd un infinit aici pe mișcarea asta, deci clar sunteți bolnavi și trebuie să mergeți mai mult, să mergeți mult, să vă plimbați, să faceți terapie, să faceți ceva. Roxandra, care ești? Roxandra! Mama, dai cu ei de pământ. Aici dai cu cineva de pământ. Deci vei lua o hotărâre, nu mai durează mult. Da? Vei lua o hotărâre care o să-ți fie foarte, foarte bună, foarte bine. Mai am aici pe cineva cu litera U. Vei avea constanță. Tot ce faci acum în momentul ăsta, vei avea constanță, cel puțin pe luna septembrie.
că muncești, că ai ceva provizoriu, că ești cu cineva, că nu contează. Dacă nu te simți prea bine, nu vei fi mai rău, da? Deci ai o constanță în ceva. Multă creativitate văd la cineva aici, nu știu, cântați, dansați, care cântă, pictează, dansează. Am aici o să semnați un document pe creația voastră, mai ales dacă sunteți cu D, cu V, cu A. Da, îmi cade, chiar și S îmi cade, dar aici nu cred că ești tu cu S. La creativitate, cred că te ajută cineva cu litera S. Cineva dintre voi se întoarce la un săgetător. Da? Te întorci la un săgetător, la cineva din săgetător. Da, iar n-ai să rămâi prea mult acolo, sau săgetătorul nu rămâne. Iar spre sfârșitul lunii, ca să închei un pic, sau încet, încet, de fapt, voiam să zic, avem așa. Veți lua în Fiți atenți ce vă spun eu. În ziua de marți și de miercuri, în ultima săptămână din septembrie, veți lua bani. Majoritatea dintre voi, deci 85% din voi, vă vor veni bani. Marți și miercuri, în ultima săptămână. După aceea, ai o moștenire de împărțit sau niște bani de luat de undeva, nu contează, zic și o moștenire așa. Dar văd că ai de luat ceva de împărțit de nu știu ce. Mai țin actele astea sau întinderea asta până în luna mai la anul, da? Deci nu se rezolvă acum așa repede. După aceea văd pe cineva care lucrează într-o ambasadă. Nu te văd bine, care lucrezi în ambasadă, da? Nu știu de ce nu te văd bine. Nu pot să intru prea mult. Nu, sunt prea obosită să lucrezi mai profund cu astralul acum, dar nu te văd bine, deci care ești în ambasadă. Văd multe încurcături, discuții, certuri acolo, nu știu, se mănâncă unii pe alții, nu știu, tu știi, tu ai să afli. Și văd aici toți care sunteți cu A și M, care începe numele cu A și M, e ca și cum pierdeți pe cineva, iar voi nașteți. Sau când decedează cineva, voi veți rămâne însărcinate. Sau apare un copil în familie, dacă poate sunteți bărbat. Nu știu, habar n-am, nu stau acum să caut nume inițiale. Da? E ca și cum tandea pe mandea. Pierdeți pe cineva dacă câștigați pe cineva. Sau puteți avea un deces în familie și să vă împăcați cu soțul sau cu fostul iubit, iubită. Da? Bun, să vă fie de folos, vă mulțumesc, sper că v-au ajutat la ceva informațiile acestea, să fiți bine, să vă beți cafeaua în liniște, să aveți o duminică nemaipomenită, o lună superbă și ne reauzim cât de curând. La revedere!